emisia de azi am văzut răsturnarea de situație dintre Gabriela și Valentin. Schimbăm finalul serialului? Cum? Așa cum trebuie să fie. Dar nu să mai fie toate părțile. Doamne, așa. Nu trebuie să condusă de emoții sau de ce simți acum. Gândește cu capul ce mai bine. Eu vreau ce vrei eu. Orice ai vrea tu. Am stabilit, nu? Ce-am stabilit? Că ne găsturi, nu? Aici? Mhm. E sigur? 100%? 100%. Am fost mereu. După aceste imagini, decizia Gabrielei și a lui Valentin de a se căsători în finală era confirmată și în direct. Deci ce faceți? Că nu sunt un pic... Ce faceți? Ne căsătorim vineri. Vă căsătoriți vineri? Asta înseamnă că sunteți un cuplu? Logodit? Aici, tot partea ei. Eu sunt de căsătorit. Da. Peste da. Ok. Deci sunteți un cuplu logodit. Inelul e la loc? Da. Eu chiar mă gândeam de când eram copil și vorbeam cu prietenii mei de ce înseamnă cuvântul ăsta cu iubire necondiționată. Adică să nu fie condiționată de ce lucruri. Eu nu știu despre Gabriela, că nici ea despre mine, nu știu dacă am mașină sau ce mașină am, unde stau, ce casă am, ce haine am sau dacă am vreun job, că puteam să zic orice altceva. Pentru mine, noi ce trăim acum e iubire necondiționată, absolut niciun lucru nu ne-a condiționat ceea ce simțim. Eu îți înțeleg discursul ăsta, dar pe de altă parte sunt niște lucruri care nu se leagă și iartă-mă, voi știați foarte bine că e un concurs, că e un premiu, că dacă vă votează lumea a câștigat. Corect. Adică să știi că nu ne încălzește cu nimic și nici pe tine. Nu o să ridice nimeni o statuie aici în fața la Buftea, mamă, cum nu m-am gândit eu la premiu. Adică Gabriela măcar a fost sinceră și a spus, eu îmi doream premiu, de ce să mint? M-a spus și Raluca. A, dar și eu îmi doream. Dar e vorba despre mine și să nu fiu influențat de ceva de aici. N-aș fi vrut să adică, stai, ce să înțeleg? Că în mintea ta e următoarea întrebare. Ce îmi doresc mai mult, premiul sau pe Gabriela? Nu, în mintea mea este următoarea întrebare. Vreau să mă căsătoresc 100% doar pentru ce simt, fără niciun factor exterior. Eu ce sper e doar că și-a învățat lecția. Atât. Asta doar timpul. O să-ți dovedească ție. Doar ție, că noi nu o să mai fim în competiția asta. Ce ziceți, doamna Flori? Doamne, ajută să fie bine și chiar mă bucur. Mi-a luat o povară. Nu știu cum ar fi, aș fi putut să trec zilele astea, nu știu. Venea să intru în pământ. Dacă e așa, sunt cea mai fericită. La pauza publicitară, Valentin, Gabriela și doamna Flori rămâneau la o discuție ca în familie, aceasta din urmă mulțumindu-i Gabrielei. Am zis că se înțeleg greșit, că nu mă interesează. Îmi pare că s-a dat drumul ăla. Nu mai fie așa. N-aș fi putut să trăiesc mâine când erau rochile aici. N-aș fi putut să trăiesc nici eu. Îți mulțumesc că l-ai înțeles. Și că-l iubești. Și el că te iubește. Nu mai plângeți. Eu să nu-ți de supărare. Chiar mă bucur. Okay. O să mă cunoști acasă. Așa, în timpul în care să vin la noi. Și o să înțelegi multe de aici. Asta vreau. Multe să înțelegi. De-abia aștept. Acum poți să zic soția mea? Da. E bine. Dar n-ați știut nimic, așa-i? Nu știu, n-ați știut. Eu dimineața am văzut-o în baie așa supărată și de-aia am întrebat-o. Nu au trecut din gură ce răspund. Și după aia au discutat. Dumnezeu, toată fericirea din lume. Deci să înțeleg, vă luați locurile, Gabriela, la dans? Da. Yeah. Deci nu se mai schimbă, că și așa aveam, îmi luase în panică. Păi nu cred. Păi trebuia să se schimbe intrarea, toate alea. Serios? Da. Pe bune? Deci rămâneți acolo, pe poziție. Nu mai rămâneți. Sigur că niciodată. Capricile iubirii. Vorbiți voi că eu nu mai știu ce să vorbesc. Deci sunt șahmat. Șahmat, recunosc cinstit. Iubirea învinge mereu.
Da, interesant punctul tău de vedere. Ia să aud opinii, hai. Eu am o opinie. Ia să, da, păi te așteptam pe tine ca pâinea caldă, că tu citești din stele acolo. Așa, și vezi ce și cum. Eu țin minte că ei când au venit odată lângă mine, mai țineți minte atunci și când v-am explicat eu așa la începuturi ce se vede acolo în relație, spuneam că pot exista certuri dese în relație dacă nu este demonstrată iubirea. Și atunci voi trebuie să o demonstrați pe parcursul relației, pentru că altfel ajungeți exact cum ați ajuns în punctul acela. Și mi-aduc aminte că ați mai spus ceva. Am spus, da. Valentin trebuie să facă compromisuri, nu? Da, da. Trebuie clar. Trebuie să existe, bine, ca într-o orice relație. Însă, clar, Valentin are în harta lui, e afectat pe zona asta emoțională și atunci trebuie să facă compromisuri. Asta e clar. Și hai, hai să nu le mai numim compromisuri, că parcă sună așa prea tranșant. Da. Așa. Hai să zicem că să ne mulăm unul pe celălalt. Așa. Cum sună asta? Și mult mai bine, așa, dar este clar că trebuie să ajungeți la o concluzie amândoi și să demonstrați iubirea, pentru că ați văzut că înțelegerea era acolo, ați văzut negru scris pe alb, adică nu v-am mințit cu nimic când ați venit lângă mine, însă trebuie clar să existe un numitor comun. Și în perioada asta, Eva, anunț pe toți, iubirea este în Capricorn, ceea ce înseamnă că trebuie să o demonstrăm cu toții, fizic. V-am văzut, v-ați luat în brațe, da? Și iarăși trebuie să ne gândim că iubirea are nevoie de această practică. Și atunci, să practicați cu succes tot zona asta. Iar nunta se va desfășura la lună nouă, ceea ce înseamnă că o să înceapă un început și fiind și în Capricorn, durabil pentru cei ce vor merge mai departe. Cei ce vor oficia nunta. Da, așa știu și eu că întotdeauna când vrei să începi ceva, când vrei să faci ceva care să dureze cu adevărat, trebuie să începi pe lună nouă. Luna nouă începe în general în jurul datei de 23. Pe acolo, depinde, poate să fie, da, și... Depinde. Depinde. Da, cam pe acolo e treaba. Oricum, universul n-a ales greșit când ați hotărât așa. Nu știu, ia să vă aud, fetelor, că ați fost tranșante toată săptămâna. Acum că au luat decizia asta, nu avem cum să ne împotrivim noi. Până la urmă, nu, da, noi spunem da dreptul sau nu. Da. Eu personal îmi păstrez opiniile din seriile trecute, indiferent de decizia lor. N-am să îmi dau înapoi acum din vorbe, pentru că nu-mi stă în caracter. Dar dacă iubirea învinge, atunci se va demonstra în timp cu siguranță. Da, eu cred că dacă îți dorești cu adevărat, poți să faci orice relație să funcționeze. Am avut și în sezonul trecut, i-am avut pe Alina și pe Valentin, care se certau non-stop și cu toate astea, uite că sunt în continuare împreună, au un business, împreună se ajută, se sprijină reciproc. Important e să vă doriți lucrul ăsta, important e să lăsați unul de la celălalt, că asta e situația, lăsați orgolii la o parte și dacă vă doriți cu adevărat, o să funcționeze. Și sper, Gabriela, să găsești o cale să te înțelegi bine și cu mama lui Valentin, că e cumva la mijloc și e bine să mențineți așa o relație caldă. Cât se poate, evident, acum cât simțiți fiecare. Dar voiam să intre pe Roxana și pe Paul. Cum se simt acum când, practic, nu mai au parte de susținerea, pentru că am văzut campania electorală din partea lor? Da. Noi ne simțim exact la fel. Chiar despre campania electorală.